creveți în grătară în tigaie în bucătărie. O să vedeți exact despre ce e vorba, ce face Luminița împreună cu Nico acolo. Până atunci însă la mulți ani, Anca! Anca Pandrea, doamnelor și domnilor, o vedem acum, își face intrarea în locul în care se întâlnea și mergea atât de des cu Iurea. La mulți ani, Anca! Mulțumesc mult, Cristi, și la toată echipa. La mulți ani, Anca, să fii sănătoasă. Te rog să-mi spui ce amintiri te leagă de acest loc, cum sărbătoreai tu împreună cu Iura aici, pentru că este un local, nu am să-i spun numele, dar e un local la care în tinerețea mea, împreună cu toată redacția de la Cuvântul și de la VIP, am pus multe lucruri la cale, undeva pe lângă piața universității și unde, iată, și Anca și Iura mergeau. Cum veneați, cum sărbătoreați, cum făceați voi când voreați să fiți voi ca doi porumbei și să sărbătoriți? Da, Cristi, exact aici a fost într-un an, am venit cu Iura și am făcut ziua lui de naștere aici. Dar fără prieteni, fără nimic, fără să știe nici măcar ospătare. Deci am venit eu și cu Iura, atât. Și am stat aici cu Iurișca. Foarte frumos. Te rog să-mi spui... Ca să-i înveselesc și pe telespectatori. Te rog. Da? Nu, hai să-i înveselim, spune-mi. Ca să-i înveselesc și pe spectatori și pe tine, m-am gândit să aduc niște fotografii. Te aștept să văd fotografiile. Până când le scoți, am auzit că l-ai visat azi noapte la ora 3. Le-am scos, da, în jur de ora 3. Mai bine zis, i-am auzit glasul spunând: fii liniștită, Ancuța mea. Și în clipa aia am vrut să mă trezesc, dar nu m-am trezit. Am zis, nu stau așa ca să-l simt aici lângă mine. Ce frumos! Te rog frumos, voi veți fi mereu împreună pentru... Deci puiul meu era acolo lângă mine. Foarte frumos. Vreau să-mi arăți fotografiile, după care avem și noi o mică surpriză pentru tine. Hai să vedem fotografiile. Uite cu Bădia. Bădia Maftei, Ernest Maftei, cu mare drag să-l revedem, da? Ia să mai vedem ce fotografii mai avem. Da. Noi acasă, cu cățelușii noștri. Frumos. Eu cu Iurișca, ce-am luat așa în viteză. Ia uite ce făcea Iura la 80 de ani. Mamă, ce condiție fizică, ce nebunie. Sportiv. Da. Excepțional. Da. Uite. Foarte frumos. Aici la noi acasă, când a împlinit Iura 78 de ani, puiuțul meu, aici la Forcșan. Da. Foarte frumos. Cu domnul profesor dr. Irinel Popescu. Așa este. Aici dintr-un spectacol cu Iura. Da. Aici a invitat lângă Săvârșin cu principesa Margareta și cu Duda. Ce principele. Frumos. Așa, frumos. Foarte frumos. La Săvârșin. Aici, dacă vă aduceți aminte, cântărețul nostru care a luat premiu. Doamnelor și domnilor, surpriza noastră pentru Anca este foarte dulce. Să te bucuri, să ai o zi foarte dulce și însorită, să fii sănătoasă, bucuroasă și să trăiești clipe cât mai frumoase.
Mulțumim foarte mult, Anca, pentru că ești alături de noi. Asta este și semnul aici, nostru de iubire și de prieten. Ce să spun? Și am mai uite aici. Ia uite să vedem. Aici. Hai să vedem fotografia. Ce părere ai? Așa, ia să vedem. Uite aici. A, cu Ștefan și meșterul Beligan. Era ziua lui Gheorghe, a lui Dinică. Ce tare. Ce tare. Da. O imagine absolut superbe, o generație și artiști absolut minunați, pe care din păcate nu-i mai avem alături de noi decât pe foarte puțin. O generație de aur. Aici e Iuraș cu președintele. Domnul Ion Iliescu, mare iubitor de teatru. A primit în gradul de și de actor și de cultură. Așa este. Este un mare iubitor. Da. Și când a primit Iura Steaua în, foarte frumos. De cavaler, de nu știu cum. Foarte frumos. Da. Mai arată-mi o fotografie și după aceea vreau să te întreb ce faci. Aici suntem. Așa? Așa? Încă una, două, arată-mi, te rog, că vreau să vorbesc și cu tine. Uite-l pe Iura, cum mânca el pepene. Uite cum mânca Iura pepene. Împreună cu cățelul vara în curte la noi. Excepțional. În paradisul vostru de acolo, de lângă șoseaua Ștefan cel Mare, unde ați locuit ani și ani de zile. Da. Anca, ce faci de ziua ta? Ce-ți dorești de ziua ta? La munte. Foarte frumos. Îmi doresc să fiu sănătoasă, să am prieteni în continuare pe care să mă pot baza ca și acum. Printre acești prieteni aș vrea să mă întâlnesc mai des cu tine și cu soțioara ta. Mulțumim. Și să-ți văd băiatul de 11 ani. Când ai spus ieri în emisiune că are 11 ani, nu mi-a venit să cred. Trece vremea. Că știam o clici acolo, acolo. Trece vremea. Să fim sănătoși trece cu toții. Vremea. Așa este. Să avem fotografii foarte frumoase, am salvat și noi câteva. Te rog. Cu sănătate, cu bucurie și cu dragoste. Da. Vreau să știu cum te-au... Uite, dacă la munte. Avem câteva fotografii frumoase. La munte, da, foarte frumos. Te aud. Da, hai să vedem câteva fotografii. La munte. Foarte frumos, doamnelor eu și domnilor. Eu cu Iura. Foarte vedem frumos. Vedem ce mai avem aici. Foarte bine. Iura desenând. Da, un mare talent și în ceea ce înseamnă eu cu desen. Iura. Foarte frumos. Vreau să spun Cristi că îi pregătesc acum cu ajutorul lui Ingrid, da? Arhiva de artă a lui Ingrid. Ea mă ajută, fără ea nu m-aș descurca. Și îi pregătesc o expoziție la Senat Iurie Darie. Felicitări. Zi-mi, vreau să știu cum au fost astăzi prietenii alături de tine, da, și ce vrei să mai faci până la sfârșitul zilei. Nu vreau decât să răspund la telefoane și să stau cu Iura. Doamnelor și domnilor, și semnul cumva divin este că Iura... Să stau cu puiul meu. Semnul divin a fost că, iată, încă de la primele ore ale zilei, Iura i-a dat un la mulți ani, așa cum el a știut mereu să facă, cu calm și cu multă iubire. Anca, îți mulțumim foarte mult. Îmi plac ochelarii tăi roșii, mor după ei. Și îți doresc să fii sănătoasă, să fii iubită. Te lăsăm acolo și... Ești un suflet mare și puternic și prin tine Iura rămâne tot timpul alături de noi. Și eu îți doresc să vă iubiți în continuare exact așa ca mine și ca Iura. Să ajungeți și să depășiți vârstele noastre. Anca, așa urarea frumoasă e chiar, cum să spun, e un cadou, îți mulțumesc foarte mult și, într-adevăr, ați fost poate una dintre cele mai frumoase povești pe care România le-a avut în materie de iubire,
atașament, susținere și, evident, talent actoricesc senzațional. La mulți ani, Anca, te iubim! Mulțumesc, la fel! Mulțumim foarte mult, am fost de alături de Anca Pandrea, uite, la mulți ani și de la Nico și de la Lumii, vreau și eu să știu, doamne...